Învingeți emoțiile. Numele de aur este numele Britney Jean Spears, este Ioana. Evanghelia după Ioan, Ioana. Așa. Este numele de aur. S-au calculat niște cifre la 10, la 10-lea milion, la 10 milioane, la rangul de 10 milioane, în 1996. Aveți aici 1,618,033,969. Da. 1, Mia. 6, se va face ziua de 16 ore începând din 2012, da? Da. Va fi ziua de 6 ore? De 16 ore. 16 ore? Da. Din 2012. Da. Hai să le notăm. 33. Da. Scrie și pe așa. Internet. Intrați pe internet să vedeți. Uh-huh. 33. Da. De când a fost răstignit. Uh-huh. Răstignit cine? Iisus. Când a fost răstignit Iisus Hristos, avea 33 deci de ani. Deci numărul ăsta simbolizează. Da. 16 va fi ziua de 16 ore după 2012. 33. La 33 de ani a fost răstignit. La 33, da. Este. Crezi că a zis 23. Nu, așa, 33 este un cifra pus aici. 39, da. Ioana, dacă puneți în Nostradamus, se lucrează astrologic, totul este astrologic, psihologic și este pentru știință. Da. Pentru că nu există pe pământ doi oameni cu același sânge și asta o cântă ea în ultimul album scos pe 12 ianuarie. Aha. It's only two people in the world. A, vă referiți la Britney Spears, la cântăreață? Absolut, da. Ăsta este numele de aur. Ea era? Pentru că aici scrie... Crezi că e o similitudine de nume, da. Nu. Este un nume posedant. Da. Un nume cu plus, cu proprietăți remarcabile. Uh-huh. Da, a sărit ceva, mă scuzați că intervin. 16, deci ziua care va avea după 2012, 12, 16 ore. Da. 18? 18 este anul ei de naștere, este 81, 1981. Anul de naștere al lui Britney Spears, da? 1981, dar se ia de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga, pentru că deci asta se întâmplă adică asta îl întoarcem invers, 81. Da, datorită faptului așa. Că în 2008, da. În luna aprilie, s-au aliniat planetele. Da. Și cel mai mare savant, un mare savant rus, a spus că cine va lupta cu timpul, viitorul trecut, luptă cu sine însuși. Uh-huh.